continuare sora Laura va cânta două cântări, apoi vom cânta cu întreaga biserică o cântare în comun, ridicați pe picioare, timp în care copiii, corul de copii vor merge la repetiție, vor avea o scurtă repetiție, vor sluji și ei în această dimineață spre finalul slujbei. După această cântare în comun, corul va lăuda pe Domnul cu o cântare și apoi vom asculta și un alt mesaj rostit de fratele pastor Dorel Topală. Domnul să binecuvinteze! Hristos, e tare să-mi adăugă.
cruce. Mai este har să poți fi salvat.